Sănătatea mehedințenilor a fost una din prioritățile mandatului președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Alea din Georgescu. Investiții importante au fost atrase depunându-se eforturi substanțiale pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc din Vânju Mare. Reabilitarea, modernizarea și extinderea Spitalului Orășenesc din Vânju Mare este o investiție foarte importantă pentru zona de sud a județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a deplasat la fața locului pentru a verifica modul în care se lucrează, pentru ca la final pacienții să poată fi primiți în condiții de siguranță. Am venit astăzi în orașul Vânju Mare să verific modul în care se lucrează la fostul Spital Orășenesc și rămân de fiecare dată, de fapt, când ajung, rămân plăcut surprins, pentru că chiar se lucrează. Se lucrează într-un ritm alert, sunt suficienți muncitori pe șantier și este vizibil modul în care evoluează lucrările la această construcție. Înțeleg de la constructor că săptămâna viitoare sau în aproximativ două săptămâni vor da jos acoperișul, astfel încât să înceapă lucrările pentru a se înălța clădirea cu încă un etaj. Până acum suntem în grafic, continuăm, sperăm să continue în același ritm, astfel încât să ne încadrăm în termenul pe care l-am contractat, și anume pe la jumătatea anului viitor sau chiar în a doua jumătate a anului viitor să fie gata aceste lucrări. Lucrările se desfășoară într-un ritm alert la clădirea Spitalului Orășenesc din Vânju Mare, atât la interior cât și la fațada clădirii, după ce vechea structură decorativă a fost complet îndepărtată. În curând, locuitorii din această zonă a județului vor putea beneficia de o unitate medicală modernă. După cum observați, suntem în faza de finalizare a operațiunilor de consolidare a acestei clădiri. Urmează ca săptămâna viitoare să începem să demolăm vechiul acoperiș pentru a începe construcția noului etaj. Suntem mobilizați, suntem conștienți de faptul că e o investiție importantă pentru locuitorii județului Mehedinți și ca atare acordăm și noi maximă importanță. Până acum s-au efectuat numai lucrări de consolidare, plus pe interior lucrări de instalații electrice. Suntem în grafic și nu văd momentan motive pentru care nu am respectat graficul pe care l-am propus. Se lucrează intens, s-a lucrat la structura clădirii, se lucrează la exterior. Sperăm ca în cel mult 10 zile să ne apucăm și de acoperiș. Cred că cetățenii nu pot vede decât cu ochi buni acest lucru. Este, așa cum mai spuneam și cu alte ocazii, o dorință mai veche a cetățenilor. Nu numai o dorință a cetățenilor din Vânju Mare, este o dorință a cetățenilor din toată zona de sud, fiindcă așa cum spuneam și mă repet, nu este vorba numai de Vânju Mare, este vorba de toată zona de sud, e vorba de 60-70 de mii de locuitori pe care acest spital îi va deservi și cred că oamenii nu pot fi decât bucuroși. Criza sanitară creată de coronavirus arată necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune.